Mircea Badea și Victor Ciutacu, realizatorii emisiunilor În gura presei, respectiv Vorbe grele de la Antena 3, au reușit să adune în fața sediului CNA câteva sute de oameni la protestul împotriva limitării libertății de exprimare. Care este scopul acestui protest? Scopul acestui protest este libertatea cuvântului în România, pentru că așa cum s-a comportat instituția numită Consiliul Național Audiovizual, duce către abuzuri. Și mie nu mi se pare normal că am gustat de drept, la 20 de ani de la Revoluție, să mai existe abuzuri împotriva libertății cuvântului. Da, s-a strâns atâta lume cât consideră necesară respectarea dreptului la liberă exprimare în țara română. Dacă 300 de oameni consideră că trebuie să ne exprimăm, înseamnă că asta e țara. Dacă 3.000 de oameni vor considera că trebuie să ne exprimăm, liber, va fi cu atât mai bine. Noi nu am invitat pe nimeni, au venit aici numai cine a considerat de cuvinte. Protestul organizat de Mircea Badea și Victor Ciutacu a strâns pe lângă presă o serie de pensionari și tineri. În Piața Constituției, câteva sute de oameni scandau ca un ecou vorbele aruncate printr-o portavoce de Mircea Badea. Mulți dintre aceștia nici măcar nu știau pentru ce s-a făcut protestul. Încercând să luăm câteva cadre pentru a le difuza pe site, am dat peste un grup de elevi aduși tocmai din Alexandria, după cum unul din ei a recunoscut. În vizită sau chiar pentru protest aici? Chiar pentru protest. Da. Care sunt motivele? Cei care se plâng de școala, care... Păi stați așa... Nu știu ce să vă spun. Păi, nu știu, niște motive trebuie să existe, nu pentru care ai venit aici să protestezi. Profesorii care sunt nemulțumiți de salariile care... Bunicii mei care nu le convin pensiile când vin noi cu alocațiile. Ai fost și la celelalte proteste? Nu, că sunt mai nou acum, sunt de la Alexandria. Mm-hmm. Din Alexandria? Păi da. Și cum ai ajuns aici? Cu... Înseamnă că ai niște motive destul de puternice să fi venit aici. De... Am venit cu venit cu niște prieteni. Mm-hmm. Să înțeleg că și voi sunteți cu el, dar... Intitulat Protest Antiabuz, manifestarea a început la ora 14 în Piața Constituției. Majoritatea celor prezenți la meeting sunt pensionari și elevi aduși cu 5 autocare de la Alexandria.